M-am eliberat. Gabriela, e rău. Și poate X-Factorul nu e locul unde să cânti prima oară. Dar cum te-ai gândit așa să-ți alegi? Unde cânt eu pentru prima oară? Așa, Whitney Houston. Merg la X-Factor. Nu știu, dacă media e undeva aici, 5 ești de nota 2? Nu am studii muzicale și nici n-am mai văzut. Cântat niciodată. Nu știu cum te descurci în afacerea cu imobiliarele, dar dacă vinzi case cum cânți, intrăm la faliment. Răspunsul meu este cu toată dragostea un nu. Încă un nu fără dragoste. Pur și simplu. Răspunsul meu e nu. Și totuși... La revedere. La revedere. La revedere. Ah. S-a supărat, oare. S-a supărat pentru că tu i-ai spus că îi dai nota 2. Ba nu, s-a supărat pe tine că i-ai spus da. Fără dragoste. Da, 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 asta era. Nu, asta a da, ba, da, ba, da. Ai grijă. Era da. Supărat. Până acum de... S-a supărat pe voi. S-a supărat pe voi. Ce ți-a zis nășicul tău? Că mi-aleg o piesă extraordinar de grea. Dar nu cred că sunt chiar atât de terminată. A aplaudat lumea de două ori. Cât timp ai făcut canto? Nu am făcut canto, am făcut de câteva ori vocalize. Nu știu ce pot, nu știu cine sunt, cât pot să duc, ce pot să gând, dar eu... Whitney Houston. Am mai participat odată la un concurs cu cea mai sexy momică. La fel, am avut și pot să demonstrez cele mai multe voturi. Nici măcar nu am fost sunat.